La primele concursuri, posturile vacante de la ambulanța Olt au fost ocupate. Cu doar câteva zile înainte de sărbători, candidații au susținut proba scrisă și interviul, iar ieri au fost afișate rezultatele. A fost ocupat un post de șofer autosanitar 1, un post de asistent medical generalist și un post cu jumătate enormă de îngrijitor curățenie a substanției Balci. Urmează concursul pentru cele două posturi de medic. Unul este pentru medic specialist medicină de familie, iar celălalt pentru medic primar. Una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs este să aibă atestat în medicină de urgență. Momentan așteptăm validarea comisiei de concurs de către Ministerul Sănătății. Sunt două posturi și două persoane înscrise. Reprezentanții serviciului de ambulanță speră să fie ocupate și cele două posturi de medic. La ambulanța Olt nu s-a mai organizat concurs pentru angajare de mai bine de 6 ani.